Am plecat prost. De începuturile mele pe YouTube. Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip din atelierul Fix Your Bike. Până să începem noul videoclip, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe și bineînțeles intrați și pe www.fixyourbike.ro și acolo o să găsiți detalii unde ne găsiți și pe noi. Promit că o să pun lista aia de prețuri. În weekend mă ocup de ea, pentru că deja mă întreabă foarte multă lume de ea. Doar că nu avem timp, fapt eu nu am timp să mă ocup și de acea listă de prețuri. Bineînțeles, Vlad este în spatele meu. L-am pus pe pauză de data asta. Mi-am zis, bă, ia o pauză, pentru că astăzi avem o provocare, un concurs. O să facem un concurs, de fapt, între mine și Vlad, să vedem care este cel mai bun mecanic de biciclete. Am zis totuși să ne distrăm, să ne destindem un pic, pentru că în spatele meu, acolo, sunt două cercuri, doi butuci și niște spițe și voi face o întrecere cu Vlad, cine spițează cel mai repede roata. Nu o să facem până la capăt spițarea, pentru că la un moment dat lucrurile se vor opri și cineva o să câștige o sculă, mai precis asta. Scula asta o să fie premiu, mai precis este un alta cu care poți să bagi niplurile prin jantă atunci când începi să pui cel de-al doilea rând de spițe. Cine câștigă scula asta, o să termin și roțile, o să le finalizeze, pentru că doar cu asta pot să termin treaba. Avem aici butuci de față, butuci de spate. Uite, ca să ofer un avantaj din prima, o să-ți dau butucul de spate, să-l faci tu, cu roata de spate, pentru că la roata din spate avem spițe de aceeași lungime. Avem aici spițe gri de la Sapim și eu voi avea spițe de două mărimi. Bineînțeles că le-am aici, astea sunt cele lungi, astea sunt cele scurte, le-am pus și coliere colorate ca să nu le încurc și vom avea, bineînțeles, și nipluri negre aici la purtător, tot de la Sapim. Păi, acestea fiind spuse, fii atent, regulile acestui joc. Iei un cerc, îți iei spițele și încep să faci roata. Bine, asta e o chestie super simplă. Dar până când să începem să facem această mică competiție, trebuie să facem, să ne găsim un loc, știi, în care să stăm și să fim comozi și eficienți. În ce mod aș putea să spițez? Bine, eu știu, undeva pe vine, să am cercul frumos, spițele în dreapta, niplurile în stânga, butucul pe urmă. Da, ești pregătit? Da, nu vreau să caut după aia că stai că n-am fost eficient, trebuie să-ți găsești locul perfect, da? Fine. Deci e foarte sigur. Hai să vedem ce o să iasă. Are și toate spițele pe cale, și stânga și dreapta și tot el să plânge că e. Ai pus trei mai lungi, da, am văzut eu. Eu am aici spițele din dreapta mai lungi, spițele din stânga mai scurte sunt aici, în pare bine de vedeți voi. Hai, ești pregătit să dăm drumul la treabă? Da. În 3, 2, bă, am înfrat startul. Hai mă, dăm drum, începem, da? Hai să vedem cine spițează cel mai repede o roată, da? Eu am început deja. Nu merge cu furat de start din astea, da? Hai, dă drumul acolo. Dar vezi că trebuie să fie și corecte. Nu doar așa băgat și atâta, da? Dar tu știi că eu am greșit din prima? Știi de ce? Că am pus spițe lungi pe partea ailaltă. Ce să spun? Mamă, de ce trebuie să le scot acum pe toate? Ești arogant acum. Mamă, fii atent ce am putut eu să greșesc aici. Și ai multe SMS-uri? Da. Da? Cum mă, să încep? Deci, mamă, deci cât m-am chinuit să-mi aranjez toate astea, să-mi fac setup-ul foarte ok pentru spițat și am plecat prost. Ai
Am câștigat asta. Că am ajuns primul să o utilizez. Bravo. Dar hai să mergem până la capăt să vedem ce se întâmplă. Ai zis cuvântul ăla, am greșit. Ai greșit? Da. Îmi place să câștig. Bravo, bravo, ai câștigat. Da, Vlad a recunoscut de prima dată și cred că am mai spus într-un videoclip anterior că nu este fan centrat spița de roți chestii, nu știu ce. Asta nu înseamnă că nu este bun la alte lucruri, pe parte de teorie și de detalii și mecanică fină, îmi dă clasă. Recunosc aici și trebuie să o recunosc de față cu tine. Bă, nu fi modest, că... Nu. No. Da, eu am spițat o roată croșetată, mai urmează să o finalizez așa. Cu siguranță câțiva o să mă întrebați: Marius, dar de ce nu faci tutoriale? Haideți că vă lămuresc un pic cu chestia asta, cu tutorialele. M-am uitat pe tutoriale și absolut toată lumea care face tutoriale le face după teorie, nu după experiență. Experiența poate să facă diferența între a bate un tutorial și a face un tutorial și mai bun, dar experiența asta, bineînțeles că te costă foarte mult timp și timpul costă bani. Drept urmare, de asta suntem noi aici, pentru a face lucrurile în așa fel încât să iasă perfecte. Nu am făcut tutoriale pentru a nu mă vinde, pentru că am foarte mulți ani de experiență în spate și anii ăștia m-a costat o grămadă de timp. Așa că suntem aici. Veniți la noi, fiecare știe să facă lucrurile perfect, pe ramura lui. Vlad mă completează în anumite situații, așa că să-i dăm drumul la treabă și să facem o roată. Vrei să te învăț cum să faci o roată? Nu. Nu? Deci aș și refuza, pe lângă faptul că nu. Deci dacă nu-i place, nu-i place. Mă, nu vreau să mă laud. Sper că Vlad nu o să se supere, fiind acolo în spatele meu, dar el încă mai croșetează la roată. În ce stadiu ești, Vlad? Mai am un rând. Mai are un rând de pus. Pot să zic ceva, dar fără să te superi pe mine și fără să zic că sunt... Maestre! Adică vreau să fiu și corect și știi că ne știm de atâta timp, dar uite, roata mea e gata deja. E perfect dreaptă. Da, repet. Vreau să mă lau cu lucrul ăsta și fii atent. Uite, am roata aici și dau o tură. Super! Bravo. Este? Este. Da, nu-i problemă. Pun pariu că ești mult mai priceput la alte lucruri și știu că ești priceput la mai multe lucruri și nu arde modest cu mine pentru că știu... Roțile mele mi le construiesc singur. Nu-mi place să construiesc roți pentru alții. O să finalizez și eu roata lui Vlad și apoi ne apucăm de treabă pentru că există o grămadă de biciclete la service. Uitați-le cum ne așteaptă acolo în spate și inclusiv... pe hol. Deci s-a umplut holul de biciclete, dacă vă puteți da seama. Merg așa, pac, ușurel, să nu lovesc ceva și s-a umplut holul de biciclete. Ah, și apropo, ăsta este un Cross Mavericks, mi-aduce aminte de începuturile mele pe YouTube. Haideți că între timp eu am finalizat și roata lui Vlad a reușit să o croșeteze perfect, a ieșit foarte, foarte bine. El deja s-a apucat de altă treabă, bineînțeles că nu stă frate absolut deloc și lucrează la bicicleta din spate care...
s-a apucat de revizie mare și este aproape gata. Între timp, tot ceea ce trebuie făcut și vreau să vă arăt și vouă cum a ieșit roata de spate. Nu că este perfectă, nu-ți dai seama dacă stă sau dacă se învârte. Eu zic învârtește. Învârtește! Mai învârtește, Doamne! Da, cam atât de bine a ieșit roata și menționez că este o jantă foarte ieftină, este undeva la 70 de lei, butucul nu contează și spițele, bineînțeles că sunt de la Sapim. Și în premieră mondială vrem să vă arătăm pe cineva, că noi aici în atelier suntem trei de fapt, doi băieți și o fată. Și uitați-vă în premieră pe... unde ești? Mina. Ea este Mina, câinele din curte, aici unde suntem și avem atelierul. Și am o poveste foarte interesantă și cu Mina. Este un câine, nu știu, rasă, model, nimic, doar că am găsit-o aici, în curte. Ia, haideți să o vedeți și la față. Deci, nu că mă ignoră, mă ignoră total. Mina! De-abia acum a ridicat capul. Făcu mâna la cameră, Mina. Făcu mâna la cameră. Hei, eu sunt Mina. În timpul liber al ei, stă pe aici, pe la noi, că e mai cald. Afară e foarte, foarte frig. Asta este roata de față. Iar bicicleta în cauză este aceasta de aici. Trebuie să-i transferăm cauciucurile, le păstrăm discuri noi. Avem, bineînțeles, acolo și pinioane și lanț nou și un monobloc și mai multe chestii pe care le voi monta eu pe acea bicicletă. Roțile au primit deja și cauciucuri, frumos, elegant. Mai trebuie doar să le umflăm, dar asta o vom face mâine și mai trebuie să montăm și discurile. Doar că o să punem pauză și o să încheiem astăzi acest videoclip pentru că Mina s-a băgat la somn și nu vrem să o deranjăm. În cele din urmă încheiem și ziua de astăzi de muncă, o să vorbesc în șoaptă și Vlad este acolo în spatele meu pentru că Mina încă doarme. Uitați-o, este jos, s-a acomodat cu noi și îi place aici în atelier la noi. Din păcate pentru ea nu o să o las peste noapte aici. Tot ceea ce ați văzut mai devreme, nu o las personal, pentru că v-am mai explicat. Fiecare om este bun la câte ceva și împreună poate face niște lucruri mult, mult, mult mai bune. Mai precis, eu împreună cu Vlad. El știe să facă anumite chestii, eu știu să fac altele și împreună ne completăm și facem treaba super, super bine. Nu uitați, dați un like și un share și un subscribe și dacă vreți să ne găsiți, www.fixyourbike.ro. Și cam atât în acest videoclip. Până data viitoare, ai grijă de bicicleta ta și dacă n-ai grijă de ea, trimite-o la noi, că avem noi grijă de ea și faceți liniște, pentru că Mina e acolo jos și doarme, da? Ne auzim! Pa!